Fii pregătit pentru ce urmează. Tehnologia evoluează foarte rapid și de multe ori ne prinde cam nepregătiți. Mai ales pe noi ăștia mai din est, în estul Europei, mai greu vin lucrurile și la noi. Dar cu internetul lucrurile vin mult mai repede. Ce trebuie să fim atenți? De oarecum curând, visurile Elon Musk, pe care și le dorește să facă One App din X, adică o aplicație bună la toate, așa cum este una în China, alte companii au trecut deja la treabă și au implementat o parte din genul acesta de aplicații, cum ar fi Telegramul, care și-a făcut deja un criptoportofel, au și monedă proprie, poți să cumperi, să vinzi, să faci transfer, să folosești diferite aplicații, joculețe, direct în Telegram, fără să părăsești Telegram. Vrei să deschizi portofelul de cripto? Direct în Telegram. Vrei să faci diverse operațiuni? Direct în Telegram. Nu trebuie să ieși de acolo, nu e nicio problemă. Vrei să faci transfer prietenului tău de niște cripto? Nicio problemă. Din Telegram. Și multe altele. Vrei să tranzacționezi, de exemplu, pe un exchange? Direct din Telegram? Se poate. Ce surpriză, nu? Foarte tare. Ei bine, nu e singura aplicație care vrea să facă asta. TikTok-ul, de asemenea, lucrează la niște lucruri de implementare. Deja, probabil știți, se pot vinde lucruri direct în TikTok sau prin TikTok și direct în TikTok. De asemenea, am înțeles că au făcut un parteneriat și cu Amazonul să se vândă produsele direct prin TikTok fără să părăsești aplicația. Și mai sunt multe exemple. Ideea e că foarte mulți nu or să fie pregătiți pentru chestia asta, iar cei care sunt pregătiți or să facă foarte mulți bani profitând de aceste opțiuni noi. Pentru că de obicei aceste opțiuni, atunci când apar o perioadă relativ lungă, aceste opțiuni sunt foarte ieftine sau chiar gratuite. Și atunci, dacă știi să profiți de aceste avantaje tehnologice și te ții la curent cu ce se întâmplă, și te documentezi un pic, ca în orice business, până la urmă, trebuie să te informezi, să te documentezi, ai șansa să faci în următoarea perioadă o grămadă de bani utilizând aceste tool-uri, să le spunem, care le pun la dispoziție practic gratuit aceste aplicații. Nu trebuie să-ți iei nu știu ce abonament, nu trebuie să plătești nu știu ce cont pe lună și așa mai departe, ca la multe alte aplicații, nu vreau să dau exemple, știți și voi. Și atunci e bine să profitați de aceste evoluții tehnologice pentru, poate chiar a vă schimba meseria și a face bani din altceva stând acasă, cum se spune. Și atunci e bine să fii la curent cu ce se mai întâmplă prin lume. Nu uitați, informați-vă, și o informație bună este chiar aici prin abonarea la acest canal. Numai bine!